Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. L-avem pe sportivul nostru aici de față, pe Meco. Te pup, prietenul meu drag. Cu mare drag. Deci este prietenul meu de 10 ani, 15 ani. 15 ani, da. De zile. Și dacă este prietenul meu de atâția ani, mă las pe mâna lui. 100%. De ce? Pentru că ne pregătim de gala RXF, da? Din septembrie. Din septembrie, din nu? Septembrie. Și unde poți să te faci bine decât aici. Exact. Da. Acum, practic, pregătim terenul și culegem roadele în septembrie. Exact. Așa exact, se face exact, întotdeauna. Exact, așa facem. Bun. Ce să mai facem? O pregătire, o prevenție mai mult. Nu mai e un secret pentru nimeni. Sportul de performanță nu înseamnă neapărat sănătate. Corect. Sănătate la mindset. Dar corect, există o uzură în momentul există care există o uzură faci în timp care, da, pe care o am și eu și toți oamenii orice care mm-hmm fac lucrul ăsta. Da? Și atunci mai bine prevenim când anumite probleme mici, da, să nu devină mari. Să nu devină mari. Exact. Și chiar dacă nu avem o problemă, să stăm optim și să optimizăm tot, să avem range of motion, să avem musculatura pompată cum trebuie, conexiunea minte muscle fie care trebuie, e bine pentru toată lumea, mai ales în momentul în care faci sport. Gândește-te că tu ești ca o mașină sport, trebuie să fie mereu optimizată tot ce trebuie acolo. 100%. Și simți beneficiile. Dacă iau, de exemplu, o persoană care stă la birou toată ziua, îl îndrept eu. Dar nu simte mare lucru că el stă toată ziua așa, tu simți orice beneficiu. Eu am simțit beneficiile astea din a doua ședință. Aia sunt la tine acum, exact, din a doua ședință. Da? Contează. Deci conexiunea minte-mușchi alta, agilitatea, mobilitatea, lipsa rigidității pe partea de dureri. Știm foarte bine, în momentul în care apare o jenă, un disconfort, toți avem disconfort, o jenă articulară. Se poate întâmpla la oricine, da. Absolut, dar aminte la sportiv. Exact. Da. În momentul în care avem creierul, pentru el primordial este să supraviețuiască. În momentul în care are durere, o să fugă, o să ia după durere. Oricât ne-am avea noi mindset-ul pregătit să ne batem, să facem, să dregem, durerea o să bată întotdeauna. Așa este. N-avem ce să facem. Corpul se numește poziția antalgică. Corpul se dă după durere. Și practic noi să fugim de tot ce ține de dureri și tot ce ține de probleme. Și să ne gândim că este foarte, foarte important, mai ales pentru sportivi, că ocolim accidentările până ceea ce facem aici. Exact. Adică e foarte important. Poți pierde, ferească Dumnezeu, un meci, da? Cum s-a întâmplat și la legenda mai Sutiță. Exact. Da? Legenda, care din păcate, întorsă. Care s-a accidentat. Da? Da. Bun. Și atunci poate să sară un număr care e periculos. Foarte periculos. Poate să sară orice. Da? Atunci venind aici, previi toate lucrurile previi astea. Toate lucrurile astea. Practic stai hidratat. Articulația, și tendonul, ligamentul și îți dă duritatea aia, îți dă forța aia când îți trebuie. Când îți trebuie. Una e să fim rigizi, că nu putem să ridicăm, să dăm tricoul jos, aia nu e o rigiditate bună, nu e o duritate bună, e o duritate proastă. Alta e să fim duri, să fim agili în momentul în care trebuie să fim. Așa este. Așa e ca o mașină care e rigidă în momentul în care nu e lubrifiată cum trebuie. O mașină trebuie să meargă zi de zi. Zi de zi. Exact. Așa și da? Cum și noi trebuie să fim aici, măcar de 3 ori pe săptămână. Cam așa ceva, cam așa. Dacă vrem să ne pregătim. Mai, dacă după aia am 2 pe săptămână, pe lună e ok. Da? După. Păi nu, ca prima și oară să intrăm, da, în, prima dată să intrăm în forță, să intrăm și după aia, și după aia să menținem. Să menținem, exact. Corect. Hai să dăm drumul la treabă să vedem ce să facem. Astăzi îi facem o terapie TECAR, care are foarte, foarte multe beneficii. Are o inteligență artificială. În momentul în care vedem punctul dureros, neutralizează punctul dureros și îl hidratează foarte bine. Practic, face o vasodilatație locală. Bun. Pe tendoane, pe ligamente, pe absolut tot ce trebuie. Adică totul se întâmplă pe loc. Pe loc. Pe loc. Pe loc. Haideți să începem puțin. Hai noi ne întindem frumos pe spate. Prima dată să mergem așa puțin pe stretching, întindem musculatura cervicală foarte bine. Știm foarte bine că cervicala la orice șoc, la orice chestie, preia din șocuri și preia din tensiune. Dacă, și nu neapărat dacă facem sport, dacă stăm la un laptop, e de 10 ori mai rău, că stăm fix în poziția aia care nu trebuie. În bălat de când ne mișcăm, practic ea se mai strecioase, se mai întinde cum. Și de la condus, nu? Aoleu, la condus e groaznic. De la condus bun. Tu oricum conduci destul de mult, Meco, nu? Conduc. Și voiam să zic, gâtul tău, probabil ai făcut ceva și exerciții, dar și în zestra genetică ai un gât gros. Contează mult în lupte. Am făcut exerciții foarte multe pentru gât, plus gena, da. Da, plus dar gena. Am exerciții cu greutăți foarte multe. Se zice că ăștia cu gâtul subțire e cam greu cu sporturile de contact. Da, pentru că știm că gâtul contează foarte, foarte mult, pentru că susține capul. Și atunci când ai un gât puternic, duci. Că trebuie să rezici și la tăvăleală, că una e doar, nu ai cum numai să dai. Știm foarte bine că cel mai bun luptător e cel mai bun încasator. Încasator trebuie să fie și încasator, da. Și să aibă și răbdarea necesară, știi? Și răbdarea necesară, da. Și foarte, foarte important este să nu intrăm cu o stare de nervi. No. Pentru că la nervi nu mai gândim în cușcă. Nu mai gândim, da. Trebuie să fii. Asta am văzut frumos. Că tu ești un bun strateg, practic. Stai liniștit. Stai liniștit, îți
testez terenul, uh-huh. dacă ai văzut și dacă am picioarele mai umede sau dacă ea e mai umedă, ai văzut și când am intrat acum la ultimul meci, m-am șters frumos. Am văzut, dar și încălzirea mi-a plăcut. Am mers. Ți-ai făcut încălzirea aia frumoasă. Mi-am făcut încălzirea frumoasă și ai văzut odor pe aia de acolo. Da, am făcut și în backstage. Asta voiam să zic. 100% ai făcut. Pentru că știm foarte bine că dacă nu ne încălzim, avem posibilitatea maximă să ne accidentăm. Și e păcat. Și e păcat mare să ajungi în punctul ăla de bine, bine de tot pregătit și să te accidentezi sau să se întâmple ceva, corect? Nu. 100%. Și mai ales, când a fost în cazul meu 2 versus 2. Deci nu trebuie să te lupți doar cu unul. Gândește-te că ai doi pași de făcut. Mm-hmm. Și e dificil. Adică drumul e lung. Drumul e lung, drumul da. E lung. Da. Adică ce văd oamenii acolo, un minut, două, 30 de secunde și așa mai departe, în spate. În spate sunt luni de muncă. Luni de muncă. Luni de muncă pentru meciul respectiv și an de viață, da. Un mod de viață. Exact. Un mod de viață pe care ți-l alegi, dacă ți-l vrei alegi. Ai randament. Exact. Uite, chestia asta nu înțelege multă lume, că contează foarte mult să știi că acolo fiecare își face tehnica lui. Dar uite, tehnica ta, mulți nu o înțeleg, că mulți nu se uită la luptă. Uite, spune-le puțin de tehnica asta, cât poți să dai din casă, ca să zic așa. De ce ales să termin repede? Eu aleg să termin repede pentru că așa trebuie așa să trebuie faci. Deci nu este un joc de echipă, da? Nu este tenis. Nu este ca la un fotbal, da? Sau tenis ca la tenis. Băi, sunt 90 de minute, oricâte goluri ar fi, da? Bravo. Aici trebuie să pleci acasă liniștit și cât mai repede și cât mai nevătămat. Corect. Și mergând cu Selim al meu de mână, spunând un Selim al meu vorba lui pe care o spune la fiecare meci, tati, gândește-te că m-a lovit pe mine. Bravo. Să-mi dea puterea mai mare de a, de a face treaba rapid, nu pot să, chiar dacă aș putea să țin meciul 3 minute, 6 minute sau 9 minute, de ce să fac lucrul ăsta și să-mi țin copilul într-o... Separat de asta... Asta că, de fapt, de ce am întrebat chestia asta? Mai mult să educăm oamenii. Când vorbim de bătaie, de chestii de genul ăsta, mai ales în ring și așa mai departe, nu suntem la tenis, nu suntem la fotbal. Deci acolo... dacă acolo, poți, fă-o! Acolo, da, acolo mai trebuie să ai secunda, e simplu. Da, exact. Chiar dacă eu am un plan făcut de acasă, fiecare avem un plan, dar știi acasă, asta o tehnică. Socoteala din târg. Socoteala din târg nu se pupă cu cealaltă de acasă. Niciuna. Ai prins secunda și la revedere, e simplu. Mai ales dacă ai avut-o. Dacă ai secunda, toată lumea îmi face asta. Mai ales dacă ai secunda, da? Uh-huh. Se știe foarte bine că eu sunt stângaci, am un plus, una tu, și aleg să termin meciurile repede. Da? Când nu o să consider eu că trebuie să-l termin rapid, atunci probabil voi face altfel. Exact. E simplu, pentru că acolo sunt singur. Acolo nu mai am 700 de coechipieri. Nu mai ai. Și acolo, când ești acolo... Și e vorba de bătaie, fraților. E vorba de... De bătaie, de uzura. E vorba de... Da. Da. Și e ca și cum... Imaginați-vă cei care... Încercăm să mai educăm și lumea în dale cuștii și așa mai departe. Gândiți-vă că aveți o mașină care are 10.000 de cai. Ești într-o semiprăpastie, tu poți să o accelerezi să ieși de acolo. Bă, corect. Dacă tot ai aia, de ce să nu o folosești? Păi de ce să nu o folosești? Dacă corect. Tu ai secunda, să te duci în râpă de nebun ca păi să faci show pentru lume? Păi te duci în râpă, faci show pentru lume. Nu spunem că, dar show-ul se face când poți să-l faci. Exact. Și când ai posibilitatea de a-l face. Exact. Și când îți apare oportunitatea de a face show. Și a merge așa. Și a merge așa, da? Pentru că cu cât stăm acolo, cu atât de rău ne uzăm și ne facem praf, cum s-a spune. E simplu. Exact. Și putem, uite, și cum a fost maestrul Marius Stiță, acum s-a operat ieri. S-a operat sărac. S-a operat, da. Deci, și-a călcat, cum a fost întorsă intern. Cum a fost Luchi. Da. Are o operație de sus, de la pulpă până sub genunchi. Luchi, da, prietenul nostru. Da, prietenul nostru. Mare, super. Vă salutăm pe aceste cale. Despre ce vorbim? Și acum aveți ocazia să vedeți puțin din stânga asta cum se pregătește. Mare atenție. Da? Mare atenție la toate detaliile. Mai dăm și noi din casă câte ceva, Micu. Băi, știi ce se întâmplă? Chiar dacă dăm din casă,
Avem nevoie. Trebuie să mai dai și... Trebuie să mai dăm. În momentul în care simți că ai suficientă valoare, nu ți este frică să mai spui chestii, nu mai este, deoarece Dumnezeu oricum îți dă dublu, triplu întotdeauna. Exact. Nu mai este niciun secret. Plus de alta, probabil alții acum sunt pe la restaurante sau mănâncă ceva și eu sunt la tine ca să mă mențin și să mă fac și să mă repar, dacă aș putea să spun așa, da? Da, te repar. Adică, da, chiar dacă abia am terminat cu gala asta, da, când am ieșit, unde am ieșit câștigător. Și practic ai ieșit victorios și imediat după m-ai sunat și mi-ai spus, Cristi, hai să începem să-mi țin treabă. Da, da. Asta e mentalitatea de campion, oameni dragi. Da, da, putea da. Să stea în băuturi, în distracții, în tot felul de... Și cuvântul distracție vine de la distragere. Exact. Dacă stai să te gândești. Exact. A ales focusul în loc de distragere. Am ales focusul ăsta, îmi place drumul ăsta pe care l-am ales. Mm-hmm. Îmi plac oamenii profesioniști ca și tine, să rămână, da? Îmi place să lucrez cu ei și să vorbesc cu ei, pentru că avem de învățat în fiecare unul zi. De la alții întotdeauna, 100%. Și așa vă sfătuiesc și pe voi cei de acasă să faceți. Da, contează foarte, foarte mult. Când ai un om care se ocupă de tine, cum e prietenul meu, se ocupă de mine, se ocupă bine, mi explică foarte, foarte bine, iar rezultatele, oameni buni, sunt pe loc. Exact. Deci sunt pe loc. Vezi diferențe pe loc. Știm cu toții că trebuie continuitate. Da, întotdeauna, da? Ca orice. Dar rezultatele le vezi pe loc. Și ce voiam să te întreb, cum te ții hunger? Cum te ții așa, în foame, motivația? Mă gândesc că trebuie să fiu cel mai bun. Te gândești, nu? 100%. Nu am cale de mijloc, n-am avut niciodată cale de mijloc. Da? Am un băiat pe care îl iubesc foarte mult și trebuie să fiu un exemplu pentru el. Mulțumesc la fel. Și vreau... Și trebuie să fiu cel mai bun pentru asta mine și familia mea. Se lasă. Mulți se lasă. Mulți se lasă sau se spun, ai că e bine. Da. Nu e bine niciodată. Nu e bine niciodată. Trebuie să te bucuri. Trebuie să te bucuri. Da. Dar trebuie să speri și să vrei mai mult. Întotdeauna. Da. Da. Și să te autodepășești. Știm și noi că când te autodepășești e mare, mare lucru. Da? Reușești, practic, să-ți iei dopamina. Știi că avem serotonină, dopamină, endorfine, sunt hormonii fericirii pe care noi care facem sport știm foarte bine că îi luăm și din sport. Nu? Exact. Și luăm, bineînțeles, și din viața personală de zi cu zi. Da. Secretăm, de exemplu, multă lume nu știe, dar secretăm hormonii fericirii și dacă, de exemplu, ești în trafic, ai băut 3 litri de apă, vrei să te duci la baie și când ai ajuns, e bum. Ah, da. Adică, dar o simți. Da, o simți. Da, simți, frate. E eliberarea. Da, sunt hormonii fericiți. Da, se crește foarte multă dopamină în momentul ăla. E realitate. Da. Și, bine, plus multe alte chestii. Dar, uite, asta e interesant. Că tu, de exemplu, reușești să te focusezi să-ți iei dopamina și din lucruri din astea mici. Te bucuri de orice. 100%. Ai putea să spui, domnule, sunt meco, cu tare, ce să mă mai bucur eu? Dar te bucuri de la orice. Nu există. Acum mă bucur la lucruri mai mărunte decât la lucruri mari. Da? Înainte ne bucuram cu toții când realizam câte ceva măreț. Pentru că astea sunt nevoile vieții. Da. Acum, mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, ne bucurăm la lucrurile mici și ne bucurăm zi de zi. Da? Și când spune Selim nu știu ce și când face cățelușul nu știu ce, tot ne bucur. Da, te bucuri. Pentru că înțeleg că viața de fapt asta e. A zis o vorbă Cristian Nățiu, care mă știu destul de bine cu el, mai vine și la tratament, și a zis că înțelegi că nu contează atât de mulți banii în momentul în care îi faci. Așa e. Bă, o vorbă mare. Mare vorbă. Mare vorbă. Mare vorbă. Așa e. Nu mai devin... Nu mai simt așa prioritar. Nu mai devin prioritar. Nu. Are dreptate. Are dreptate. Bravo lui, cinstea lui. Deci, oameni buni, cei care vă uitați la vlogul ăsta, stânga mea într-o continuă mișcare. Ce să vă zic, da? Deci nu, să nu credeți că m-am lăsat pe ureche. Nu mai există. Să nu credeți că m-am lăsat pe ureche. Mai am dat că e meco acum. Da? Am o țintă bine pusă în cap, așa că vedem. Aia vedem ce se va întâmpla acum, că ce meci voi avea. Ori voi avea un meci de centură, pentru că deja sunt în postura asta, să am un meci de centură. Ori voi avea cu un campion mondial, să vedem ce decide Eric Sefo, da? Te refer la Natea. La Natea, da? Da, un campion mondial. Da. Oricum a provocat o Românie întreagă, da? Da, dar e de teapa ta într-un fel, adică. Nu neapărat de teapa ta. Nu. Că sunteți categorii diferite. E un campion mondial, este un nume mare pentru mine și atunci eu vreau să iau ceva de la numele astea mari și nu e vorba de bani aici, da? Da. Chiar dacă câștig, chiar dacă pierd, dar nu iau un calcul să pierd niciodată. E greu. E dificil. Câștig foarte, foarte multă experiență și îmi iau
dopamina și ce e tot ce... adrenalina și adrenalina, ce tot. De când să mă lupt cu 10... Trebuie să înțeleagă și lumea că tu te lupți până la urmă și cam cu ce publicul. Da. Avem spectatori, trebuie să se vândă niște bilete, să se înțeleagă și chestia. Da. Mai contează și ce vrea lumea să vadă. Așa este, frate, așa e. Adică tu faci treaba ta, bine, bă, mulți acum ai și hate, mă vor să te vadă pierdut, dar e greu. Lumea, cam toată lumea vrea să mă da. Vadă, dar... Nu toată lumea. Să știi că, uite, eu am stat acum la Alexef, să știi că lumea zice, mulți erau acolo care ziceau, domnule, să-i bată Meco, domnule, încolo, nu știu ce. Adică sunt am și mulți care am unii care îmi sunt loiali și da. Eu lor și ei da. Mie, da? Da, empatizează cu tine. Da, dar majoritatea, când îl văd pe unul care finalizează mai repede sau e puțin mai... Ok, da. Că vor să, în loc să spună, băi, bravo lui, hai să-l încurajăm, știi, să aibă și el o viață mai îndelungată în această... Da, dar uite, tu te încarci cu asta. Ești bine, ai folosit-o... Frate. Nu, frate, acum mie îmi place hate-ul, să vină tot hate-ul la mine, nu mă deranjează, dar nici nu mă atinge. Da. Eu mult zis hate, eu cred că sunt doar anumite frustrări pe care le au interioare și le scot și afară, dar nu au tracțiune. Deci, băi, sincer, invidie boală grea, e cea mai grea boală pe care... Uite, asta voiam zic, eu te știu de mult. Care tu n-ai fost invidios la modul real, ai avut doar mereu o de-asta constructivă. Atât. Știu de când veneai pe la sală. Atât. Nu erai să te uite, uiteai cu, dacă îl vedeai pe unul că face, bă, uite, poate ajung și eu. Da. Să le explicăm corect. Și oamenilor, corect. Că contează foarte mult. Corect. Că dacă te uitai în ideea, domnule, nu o să ajung niciodată și te uiteai așa cu jin la el, nu. Luai partea bună. Toată viața, că tu știi, da. Erai antrenor acolo, aveai ochiul format, erai un antrenor foarte, foarte bun, Să rămână. La World Class, despre ce vorbim aici? Adică la World Class și în anii 2015-16, acolo. Da. Anii aia când... Eram deja, eram deja de câțiva ani pe acolo, amândoi, în fine. Și tu aveai ochi și vedeai, da? Iar eu mă uitam la, chiar și cum lucra unul, chiar și cum... Și furam, dacă aș putea să spun, în sensul ai bun. Ai transformat invidia în ceva constructiv. E mult zis invidia, ai mulat-o. Mă uitam frumos, eu niciodată n-am vrut, niciodată n-am fost invidios pe cineva. Dorian și zicea, invidie constructivă, a gândit el așa. Invidie constructivă, da, Dorian e prietenul nostru, un exemplu pentru o generație, Dorian, dacă mă întreb pe mine. E. Și un nume puternic și un băiat extraordinar de la el am auzit prima dată chestia asta. Și-a folosit toată viața lui invidia constructivă. Invidia constructivă, adică vedea la altul și voia și el. Voia și el. Voia și între ghilimele invidie. Între ghilimele invidie, da. Și Dorian zice bine când zice ceva. Da. Dorian e Dorian. Da, are vorbele la el. Are, frate, are. Are vorbele și să știi că se ghidează. Și uite, încă ceva care mi-a plăcut foarte mult la el. Eram la el acasă și a dat drumul la aerul, la încălzirea în pardosea. Da. Se bucura pe cum un copil mic. Se bucura de orice. Se vede, că... se vede, frate. Se vede și eu știu un exemplu pentru o generație. Doar exact. Frate, adică trebuie să ne bucurăm și de chestii de astea. Își merită locul și el, care mult, se bucură de puțin acum de orice. Exact. Da, exact. Da. Ai zis și tu o vorbă acum bună. Așa e. Asta, uite, încă ceva care trebuie punctat. Se vede că ai corp îngrijit. De la piele, la tot ce înseamnă de range of motion. Sunt sportivi care duc mâna până aici. Pe cum vrei tu să dai knockout-uri alea bune, să dai mobilizările alea bune, când tu nu poți să-ți ridici mâna? Deja ești, din punct de vedere motric, ești amotric. Adică nu neapărat amotric înseamnă că nu poți să faci anumite mișcări. Ești, din punct de vedere medical, deja ai o patologie. În momentul în care tu nu mai poți să mai folosești, dacă umărul a fost lăsat de la Dumnezeu până aici și tu ridici până aici, e foarte greu. Nu e bine. Am făcut mulți ani de sport. Am evitat o viață nesănătoasă. Și încă ceva, ai evitat accidentări, n-ai făcut egolifting. Nu mi-aduc aminte pe la sală vârfuri și prostii din astea. Niciodată. Negative multe. Negative multe, da. Negative multe și doar pe treaba mea de sport îmbinat cu sală ca să îmbrac. Să îmbraci. Să mă îmbrac. Să îmbrac corpul că era normal. Că știi foarte bine că un sportiv trebuie să aibă și musculatură. Trebuie să aibă și musculatură că trebuie să aibă practic gazul ăla. De unde? Că știm foarte bine că în mușchi se ascunde foarte mult glicogen. Da. Și nu poți să-l ții doar în țesutul adipos. Că se vede urât. Corect. Și plus că nu e același lucru. Glicogenul intramuscular poți să-l folosești mult mai repede decât glicogenul și depozitele de țesut adipos pe care le avem în grăsime. Așa că, oameni dragi, credeți mai mult și în sportivii, bun, poți să fii și mai grăsuț, dar sportivii care au condiție... Nu, sunt unii sportivi care își fac treaba bine în forma pe care o au, dar eu, vorbind de noi și să fim... Ai fost și fierar, ți-a plăcut Mi-a plăcut, da, mi-a plăcut și îmi place să arăt, să fiu ok pentru mine. Pentru tine, da. Da.
și să arăt, să se vadă totul bine. Da. Eu cred că e un lucru normal. Și încă ceva care e foarte important pentru noi, am știut să stăm și departe de tot felul de substanțe din astea care să-ți facă rău. Cel mai rău, da. Cel mai rău le spun și copiilor. Da. Și, da, vă rog frumos să vă feriți de droguri, să vă feriți de băutură, să vă feriți de țigări. Nu sunt bune, da? Ocoliți drogurile că nu sunt bune. Adică și... nu știm pe nimeni, cel puțin eu personal, nu știu pe nimeni care să folosească tot felul de abuzuri de substanțe să ajungă bine. Nimeni. Eu nu știu pe nimeni. Nu există așa ceva, da, te duc numai la... Așa că dacă nu știm pe nimeni, n-are rost să te apuci de ele. Te duc numai la ruină, în loc să folosiți, mergeți fraților la sport. Exact. Faceți sport, aveți acum Eric Sefosta care vă dă ocazia, dați un mail, puteți să aveți orice, vorbesc de Next Fighter, da? Mic, okay. Gala mică, da. Care urmează să merg și azi, că sunt invitat special. Doamne ajută. Ok, deci poți să fii tirist, doctor, orice, ai dat un mail, ai făcut un videoclip și ești acceptat, dacă nu luna asta, cealaltă. Da? Deci poți, poți să-ți arăți valoarea foarte important, în fața camerelor. Mai iei și 3-4 lei, cât o vrea Dumnezeu. Doamne ajută. Nu mai faci nimic nici pe stradă. Da. Eric Sefosta a întins o mână. Multora. Tuturor. Da. Da. Deci faceți, fraților, legal. Faceți-o frumos în săli. Mai luați și 2-3 lei. Și cum e cu online-ul ăsta, puteți să deveniți cunoscuți peste noapte. Și uite, e un sfat foarte avizat, pentru că și pe tine te-a ajutat la rândul tot ce ai spus. Tu te regăsești și tu în povestea. 100%. Și uite, multă lume nu înțelege, dar faptul că tu ai reușit că nu știu exact Terisef, dar înainte nu cred că aveau cifrele care trebuiau. Au crescut toată și tu cu ei, dar și ei cu tine. Au crescut. A fost o reciprocitate. A fost o reciprocitate, da. În Terisef, da, a fost o reciprocitate. Și eu, practic, ăștia care îți dau hate, cumva mulți din ei poate să și mănâncă datorită că a crescut treaba asta. 100%. Și tu ai o parte de contribuție, adică 100%, mai bine gândești, ești băiat deștept și gândești: bă, stai puțin, uite că Meco, că Eric Sefo a crescut, pot să beneficiu și eu decât să latru de pe marginea ei. Păi da, dar ei latră după margine și cred că notorietatea asta se face prin a-l lătra pe Meco. E fals. Da, nu. Nu, notorietatea ți-o faci singur și ți-o creezi singur, pleci de jos, fără să deranjezi pe nimeni, corect? Exact, exact. Și fără să dai hate cu nimănui. Da, nimănui, da. Pentru că azi îi faci un filmuleț lui Meco, da? Tot de Meco vorbești. Filmulețul ăla ți-a bubuit filmulețul în care vorbești de Meco. Da. Ia pune tu după aia un filmuleț când vorbești de tine tu sau de Vasile și Gheorghe. Nu sunt mai cifrele alea, frate. Corect? Corect. Așa că corect. Este, ce vreau să le spun și lor, este pur și simplu temporară asta. O să fac un video pe TikTok azi pe tema asta, ca să știi. Foarte tare, bravo. Da, este doar temporală. Da. Temporară. Da. Deci trebuie pur și simplu să crezi drumul tău, frate, să crezi în Dumnezeu, să crezi în noroc și să muncești. Da, dar pentru asta, vezi, ai zis ultima. Trebuie muncă multă. Foarte mult. Vă rog ocolirul să ocolească. Și trebuie să înțeleagă și alții că nu poți să ai doar sare dacă n-ai condimente, toate condimentele, nu poți să ajungi foarte mult. Nu merge, e un cumul de factori. Și încă ceva, să mai înțelegem. Copia niciodată n-are valoare. Nu are. Niciodată. Nu are că se simte. Se simte. Simte și el că face copii. De asta trebuie să ai un idol sau să vrei să fii ca cineva. Păi vreau să fiu ca X. Să-ți găsești repere. Să-ți găsești repere. Bravo, frate. Să ai reperele tale că te ajută pe tine cel ajută bine. Mult. Și crești mult mai bine tu. Și să iei din fiecare, bă, uite la asta îmi place, asta la ea ai văzut? Aia. Dăm drumul la terapia Tecar. Practic creează vasul de latație în zonă, aduce nutrienți noi în zonă, grăbește procesul de autovindecare. Plus că activează și neutralizează punctele dureroase, punctele trigger. Bun. Da? Se pare că e cam un Dacia Duster de la nou, ca și preț așa. Costă ceva, dar își merită banii. Și tunat. Da, aia zic. Da, și tunat. Practic ai trei tipuri de curent și de laser în unul. Și dacă vezi, uite, vezi, se schimba culoarea. În momentul în care se schimbă culoarea, vezi? Da. A găsit un punct dureros. A găsit un punct. Da. Și le face zona. Foarte deștept, nu? Foarte deștept. Păi investim în tehnologie pentru că n-avem încotro, n-avem cum să rămânem în urmă. Am fost în trei camere până acum și în toate trei camerele doar aparate de genul ăsta ultima generație. Vedem cum ne place și nouă, da? Exact. De la mașini ultimul tip. De la mașini ultimul tip. Te ținem în toate tehnologiile noi, din toate unghiurile. Păi ce mai frumos. Așa e. Iubim tehnologia că e importantă.
se simte și mișto, adică nu e o... E plăcut, nu? E ceva plăcut, adică nu e... Mai ai câteva impulsuri pe acolo, pe acolo, sunt dar... Sunt câteva impulsuri, dar sunt plăcute. Sunt plăcute. Sunt plăcute, da. Na. Noi, oamenii care facem sport, știm să transformăm durerea în plăcere. Corect. Datorită endorfinelor. Endorfinele fac asta. Punem și noi oasele la loc, fix cum ne place nouă. Merge. Restartarea aia puternică. Așa. Atât. Îl mai punem pe Meco direct la un reflexo, merge. La picioare, că tot a spus lumea. Mă simt foarte, foarte, mă simt foarte, cum spune? Eliberat. Eliberat, da. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Și puțin pentru gleznuțele lui Meco, da? Care fac furor pe internet ăsta, că tot vă luați de ele. Da. Trebuie să înțelegeți că dacă ai picioarele foarte, foarte groase, ești greu, te îngreunezi, da? Și n-are dar rest. Mergem în partea aia acum să facem și puțin. Facem reflexul la puternic, trimite la colegi. Da? Până atunci... Urmăriți pe Meco, urmăriți pe băiatul lui că e fresh generația nou-nouță. 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 Aia, da. Aia zic. Da. Și ce și apelați cu încredere, veniți aici, da? Pentru sportivi de performanță, pentru amatori și pentru oameni de zi cu zi. E ce trebuie. Dacă e Meco aici, e 100% ce trebuie. Să rămână multe.